Bă, sincer, nu-mi face plăcere că am venit aici. Adică îmi face plăcere că am o masă frumoasă, păi, dar mă și îmi face plăcere că sunt în compania ta, sincer să fiu. Nici mie, ce puteam crezi? Să fiu cu altcineva, mai bine îți venea Nicușor al aș tău. Aș fi preferat să stau cu singură. Cu Nicușor? Da, cu Nicușor. Cu Nicușor. Da. Iar ești falsă. Bă, am venit aici. Putem de stăm liniștiți, să mâncăm, să... Na, să trecem peste toate chestiile astea din casă și poți să fii reală acum, că acum suntem doar noi doi. Dar nu mai e Nicușor, eu nu mai sunt reală tot timpul. Ești reală, da, și în comparație reală cu ce faci și în ultima perioadă, ești reală? Ce fac, mă, în ultima perioadă? Păi te-ai schimbat 180 de grade, adică ai intrat în casă, erai o total altă persoană, era o persoană bună, Caterinca, începuse să ții cu mine, erai ok, păi asta... până a plecat prietena ta și ai început să o iei pe cărări. Păi asta a fost problema ta? Păi dar nu că a fost problema, că n-am mai ținut cu tine și că nu ți-am ținut partea? Vin casă, de ce nu mergi pe o linie dreaptă? Să fii tu o simplă persoană, cum ai fost până acum. Păi eu asta ai venit, sunt. Te-ai schimbat 180 de grade, ai început să vorbești peste toată lumea, ești deranjată de absolut orice. Și mai mult, ai luat cel mai penibil om să-ți faci jocul, pe Nicușor. De care ce n-ai avut nicio îl treabă. Numești penibil? N-ai avut nicio treabă cu el, sincer. Dar știi tu dacă am vreo treabă cu el, dacă îmi place bă, mie de el sau de, nu? De când ai intrat în casă, n-a avut nicio treabă cu tine, da? A avut treabă spre prietena ta care n-a făcut nimic. A avut treabă cu Gianina, pe tine te-a luat, te-a bat jocorit, te-a luat nu în râs. După aia s-a folosit tine să-și facă materiale. Ba, da. Asta, nu. Ba, da. Nu s-a folosit de mine să-și facă materiale. Ai prins și tu acum un pic de la cineva câte ceva. Că știi despre ce vorbesc, da, că nu vreau să mai dau numele, că da, sunt plecați din casă. Da, nu mai numi, nu mai lasă. Hai să le iau pe Nicușor, că ăla dă curs, ăla poate să mă țină pe mine pe ecran. Dar ce de te-ai gândit? Exact așa am vrut să fac. Mamă, ți-a luat bun să te gândești. Nu, dar stai un pic. De ce ai venit să spui de fiecare dată să ești doar tu cu Adelina pe ecran? Vreau să fiu și eu. Nu mai tu vorbești. Te-ai trezit zilele trecute, și ai spus: "A, păi ce vorbește numai ăsta cu Adelina? Vreau și eu să vorbesc. Stop, vreau și eu să vorbesc." Ce da, pentru că era vorba despre mine și de asta am vrut să vorbesc. Deci nu era, vorba despre tine. Eram eu cu Adelina, mă certam și intervenise Nicușor. Păi da, dar voi vă certați mereu, deci asta faceți tot timpul. Ba da, deci și tu deranjată și ai zis: "Mamă, hai să vorbesc eu că nu mai apar pe ecran." Nu-mi dat atâta disperare de ecran. Vreau să fiu pe ecran. Da. Ce vrei, te deranjează? Păi da, da, dacă vrei să fii pe ecran, poți să fii pe ecran cu ceva bun. Păi ceva da, constructiv. E ceva bun. Uite că vreau tu, să-mi când fac, ești pe ecran, doar vreau să-mi construiesc relația mea cu Nicolas și n-am loc de tine și de Adelina. Băi, da, mă, da. Oamenii de acasă nu sunt proști, nu sunt orbi, nu sunt de pe altă planetă. Oamenii da, de acasă văd că, n-ai avut nimic pentru Nicușor și nici el pentru tine. Vă folosiți unul de altul. Nu se folosește nimeni. În momentul în care a vrut omul să plece, ai fost lângă el, da? Da. În momentul în care a rămas, nu l-am mai băgat în seamă. Altă nu l-am fază. Băgat în seamă, l-am băgat în seamă tot timpul. M-am dus la el și l-am băgat altă în seamă. Altă fază. Când, da, da. Când i-ai cerut geacă. Că ai vrut geacă. Da? Am vrut și eu după geacă, ce n-ai primit geaca aia, după ce n-ai primit geaca aia, băi, mamă, omule, gata, Nicușor s-a dus. Băi, dar Nicușor nu s-a dus din cauza asta, tu nu înțelegi? Ce ai zis? El ți-a zis ție ce a vrut, da? Mie mi-a zis în casă, mie mi-a zis în afara casei. Ce vorbiți voi în afara casei? În afara casei sigur vă faceți temele, vă faceți da, toate vrăjelele. Da, ne facem, adevărul că în fiecare noapte stau și sun și notez și chestii. Bă, fac Nicușor, în fiecare seară teme cu Nicușor, da, cu tine, da. Vorbește despre ce se întâmplă. Că nu vorbește, de unde știi tu că vorbește? Se mai laudă el în așa, casă așa, că își face temele cu tine, în afara casei, mă rog, că își face temele cu tine, că dar a plecat, a plecat Gianina și stea numai pe tine. Și acum tu o să-i dai curs ca să apăreți doar pe televizor. Dar să ce crezi, Radu? Și el mi-a spus același lucru despre tine. Ce că vă faceți temele, stați împreună, că, el era, că tu el îi spui era, lui ce să el facă. El era bătut în cap. Tu îi spui lui ție ce să facă. Da, uite că mi-a el spus era mie. Cap să spună ție. Da, mi-a spus mie. Păi și ce câștigă el întreaba asta? Dacă într-adevăr era așa, da? Și făceam eu temele cu Nicușor. Da? Îți face jocurile. Să ce? Îți face jocurile. Nu, asta spune ba, ție da, ca să aduci tu să ai subiect să vorbești nu, cu mine. Nu, nu, că eu sunt, pe ecran, sunt convinsă că așa e. Eu sunt convinsă că tu îi faci temele și nu vezi ce bă, și cu... te-ai folosit ce de omul ăla eu nu m-am doar folosit pentru ecran și mai vrei să și profiți. Nu m-am folosit. Ca și parai. Ce parai, mă? Ce parai? Să-ți ia geacă, să-ți ia... Eu nu-l folosesc pe Nicolas. Da. Nu, vrei să zici pe ultima? Că se lăuda. Că vrei să o vedeți în exterior? Să zic. Nu cred așa s-o ceva. Nu te cred. S-o nu am cum să te cred. Nu, da, nu, nu. Păi eu n-am venit aici. Când s-a laudat, mă, la tine cu așa ceva? Când s-a laudat la tine cu așa ceva? Ia zi. Dar nu la mine. Se laudă la lume. Păi și atunci unde s-a laudat? Și mie îmi spune lumea, dar nu vreau să zic cine. Că ce dacă lume? Zic cine, poate cine? Nu mai aflu nimic. Dar nu vreau să zic păi dau nume. Păi da, nume. De ce vorbești dacă nu știi despre ce e vorba? Și în interior, mamă, nu mai vorbești, ba vorbești, ba nu vorbești. Asta e vrăjeală. Măcar de ai fi fost capabilă să-ți faci tu o relație cu el, chit că e de show, că tu oricum tot ce faci de show. Dar ce ți-e că tot ce faci tu nu e de show? La mine? Păi dacă tu voiai să te axezi pe o singură fată, făceai treaba asta.
Da, și atunci de ce de fiecare dată când vine câte o fată ești pe ea? Nu când sunt. Una, când alta, când, când te bagi în seamă, taci din gură că asta ai făcut am de la... Am luat-o frumos, am pus-o jos, întrebări normale. Aduți aminte la ultimul, de... la primul date, de fapt, când am fost toți împreună, te-ai purtat cu toate fetele la fel. Păi la fel, nu-i normal să mă port păi la fel. Păi da, dar ea era iubita ta. Păi stai puțin, la fel ce înseamnă la fel? Eu cum mă comport în casă, mă comport și afară. Eu mă refer la altceva, că te comporți cu fetele la fel și în casă și în afară. Bă, frate, dacă tu vrei să bați acum în Daniela, este un subiect nu, închis. Nu, nu vreau să bați în Daniela, voiam să... N-am făcut nimic cu Daniela. Adică nu dar m-am se vede pupat, clar nimic. Că tu te porți la fel cu toate fetele. Se vede că de multă spasă de Adelina, pentru că tu ai același dar comportament față de toate. Dar ce ar trebui să fac eu ca să vă intereseze pe voi sau să vă atrag atenția? Că îmi place ideea, că vreau că am o relație cu ea. Păi ai o relație, da, e o relație nemaipomenită. Adevărată. Foarte adevărată. De voi, scuzați-mă pe mine, că de când am relație ca voi ca cine? Și să stau să mă rog de fiecare fată să facă materiale cu mine, cu fații Nicușor. Și te-a găsit pe tine care și ești disperată găsit, acum. Eu sunt disperată. Ai și favorită. Da, ai uite și favorită, așa că mi s-a urcat datorită ție. Discuțiilor cu mine. Scuză-mă. Păi scuză-mă pe mine că dacă nu veneai să dai numai relația mea. Și de asta mi-ai ieșit o favorită, nu? Păi da. Și ți-e ciudă? Dar e relația mea. Care e faza? Ți-e ciudă? Nu, dar e relația mea cu invenții. Invenții? Apari pe ecran, lumea te vede și te votează. Înțelegi? N-am spus că de la mine au plecat voturile și ai ajuns da, tu. Da, mulțumesc, Radu, că m-ai făcut o mare. Ce să zic, ai mai crescut și pe alții și te-ai trezit. Pe mine, da. Știi care e faza? Voi vă plângeți că eu sunt mereu favorit. Dar eu sunt favorit că mă vede lumea că sunt real. Dacă ați fi și voi real, poate real, v-ar vedea și ați câștigat și voi. Dacă pentru voi competiția asta e doar pentru bani, bani, bani nu, și faimă, nu, nu, cred că pentru tine e doar pentru bani și faimă, că tu pentru asta ai venit aici. Doar pentru bani și pentru faimă. Eu n-am făcut niciodată urât, n-am făcut niciodată urât, n-am făcut urât niciodată. Ia să fie o săptămână în care... Dacă ar fi o săptămână în care tu nu ai ieșit favorit și nu ai luat cecul, ce s-ar întâmpla? Ca să fie o săptămână să nu iau cecul, trebuie să nu mai voteze lumea. Și eu nu o să le cer oamenilor să nu mă voteze doar ca să vedeți voi. Faci pariu cu mine? Publicul e cu mine, vrei pare să rău. Faci pariu că tu dacă nu ai venit aici pentru bani? Cu tine zi, e școala? Zi, fii atentă, îți dau cel mai bun exemplu. Mădălin a vrut să fie în cunoaștere cu tine la început, da? A vrut. Hai, mai lasă-mă. Dorian a vrut să fie în cunoaștere. Eu n-am vrut. Uite, bine, hai să luăm pe ultimul, că e în casă. Ceilalți au plecat. A rămas Mădălin. Nu, Mădălin. Mădălin, păi cu Nicolas faci teatru. Da, da, Mădălin da, fac teatru. Mădălin a vrut să fie cunoaștere cu tine. De ce n-ai încercat să-l cunoști? Că nu-mi place de el. De ce nu i-ai spus în față? Da, i-am spus, no, păi i-am spus de la început. Hai că-l las un pic. Nu, l-ai am vorbit cu Mădălin două zile. Am vorbit cu Mădălin două zile, ce da. Vorbit? Păi două zile de ajuns, l-am cunoscut, nu vreau să mai cunosc. Nu am, păi astea sunt, că n-ai vrut tu să-ți faci jocurile cu el, că ți-era frică că te spune. Dar e cu șor cum e pe vrăjeală și doar pe materiale. Care jocuri, mă, care tu nu te-ai plictisit să te iei de mine cu aceleași subiect? Jocuri, chestii. Nu m-am plictisit, dacă asta faci, uite, am venit aici, aș fi vrut să stau să mănânc. Da, și eu, că mi-e foame, dar vorbești în continuu, mai ai iurea și ești. Nu pot când te văd că faci doar vrăjeli, că vii la mine și îmi scoți în evidență numai lucruri care nu sunt adevărate. Numai lucruri care sunt adevărate. Vii de vii și spui, relația mea e falsă. Vii și spui că fac totul de show. Vii și spui că totul tot e pentru bani. Păi, și atunci cum vrei să stau? La tine totul e pentru bani. Tu ai venit aici doar atunci să te faci cunoscut. Te menajezi. Tu ai venit aici doar să fii cunoscut. Știi da, că da, în afară n-aveai ce să faci. Ai venit aici ca să te faci cunoscut, să te știe pe tine toată lumea. Mamă, cine era? Nimeni nu știa de tine. Bă, aveam un loc de muncă. Sunt antrenor de fotbal. N-aveam ce să fac. Un loc de muncă unde? Sunt antrenor de fotbal, na. Da? Da, n-am venit aici să trag nu de oameni. Nu mai vinzi bilete? Gata, acum ești antrenor de fotbal? Dar n-am nimic pentru mine, nu mi-e rușine că vând bilete. Decât să stau ca voi. Care să, ca noi? Știi tu ce fac eu? Nu la modul de ce faci tu acasă, că nu mă interesează, eu vorbesc de ce faci în casă. Decât păi să fac vrăjelile astea dar din casă, vrăjel, mai bine hai niște, să fiu prost în exterior și bine aici, uite, na. Eu păi așa da, vreau pentru că asta ai venit, tu ai venit aici să faci bani, ai venit aici să faci bani. Tu nebunești dacă nu mai ești favorit. Deci pentru tine. Ba da. Deci dacă tu nu mai ești favorit. Dacă nu-ți favorit ce? Facem pariu. Că ce? Că mă dispar de Adelina sau ce? Nu. Da? Hai să facem un pariu. Hai să facem. Dacă nu te interesează atât de mult locul 1 și mă interesează. Stai tot, puțin, mă interesează, am venit să iau tot. Păi ai spus că tu n-ai venit aici pentru bani. Am venit să iau tot. Ai spus că n-ai venit aici pentru bani. Dar am primul relație, nu ca voi. Nu, eu de bine nu, de rău, nu, eu mă lipesc de cineva. Păi te lipești că n-ai de ales. Nu că-ți place. Bă, am stat în sezonul 3, nu mi-am făcut relație că n-am avut cu cine. Am încercat să cunosc fete, dar nu mi-a mers. Atât. Și acum ți-ai găsit dragostea. Băi, nu mi-am găsit dragostea, dar îmi place. Adică îmi place. Nu m-a scris da, voi, place și că încă sunt altele eu mai jucăuș și mă mai joc. Asta e partea toată, să înseamnă că nu-mi place de ea. Păi asta este felul meu, așa sunt din sezonul 3, așa sunt din sezonul 4, așa sunt și peste 20 de ani și când o să am copii. Asta sunt, mă joc. Îmi place o persoană care, când sunt cu ea, să mă distrez. Care da, și te distrezi și cu alte persoane pe lângă, nu doar cu ea. Și cu cine m-am distrat? Dăm un exemplu. Cu fetele din casă. Cu cine? Cu Daniela, cu nu mai zic cu persoane care au plecat, da, cu Antonia. Daniela, cu Daniela, bă, nu, hai să nu vorbim de persoane care au plecat, că n-are rost. Ok, da, lasă-le acolo, dar și bine că au fost și alte persoane Daniela, din casă am luat, cu care am luat te-ai perne, jucat. M-am jucat cu ea. Femeia a spus clar, suntem doar prieteni, nu o să fim mai mult. Eu am spus clar, nu o să mă dau la ea. A făcut ea simple ambiții, că a spus ea în casă, că mamă... Că te place. Ce e că mă place? Păi a spus.
Păi din ambiție să ne vezi pe Adelina. De unde știi tu că e din ambiție, dacă ea te place? Păi și ea, am impresia că și ea joacă un rol. Bă, la tine, aici tu toată, ai impresia că toată lumea joacă un rol. Dacă tu joci un rol, uite, asta nu înseamnă că toți joc. Ana, intră pentru mine. După aia vorbește cu oameni din afară. După aia vorbește cu Codruz. După aia vorbește cu cine mai vorbește. Vrea să se vadă cu ei în afară. Daniela la fel. Vine și spune, eu n-am nicio treabă cu Radu. După aia spune, îmi place Radu. După aia spune, suntem doar prieteni. Eu pe cine vrei să cred? Nu, că i-a plăcut la început. Ba da, ba da, ba da. În funcție de tine. Din moment ce vede că tu ești într-un fel și după aia nu ești nimic cum par la televizor, normal că se răzgândește. Ce vrei să fac cu tine când tu ești... Dacă ați fi încercat și voi să mă cunoașteți pe mine, să vedeți cum sunt eu ca om, ați fi... Dar tu ai încercat să cunoști și alte persoane. Da, eu am încercat. Eu am fost mereu sincer cu voi că când am o părere. Păi că am o părere negativă despre voi. E problema mea și e părerea mea. Asta înseamnă că sunt un om rău. Mă spuneți voi, mamă, ce teatral e ăsta. Da, ești teatral și se vede asta. Nu, ești real. Și ce ar trebui să fac să nu fiu teatral? Să fii tu însuși. Să fii tu cum ești real, cum ești și în afară. Nu știu cum ești în afară, dar în emisiune se vede că vrei să faci și să joci un rol. Nu sunt materialist, cum sunteți voi. Ba da, nu crede-mă cer. Că materialismul nu la cer. Tine e pe primul da, loc. Da, eu nu am cerut de la Adelina nimic, acum ai știut de la Nicolas. Eu nu am cerut nimic de la Nicolas, dacă el s-a simțit să-mi aducă... Eu nu i-am cerut ei să fie Miloaga după mine, cum e Nicolas după tine. Tu asta le faci. Dar eu nu fac asta, eu nu i-am cerut lui Nicolas niciun cadou. Tot ce a făcut el, a făcut pentru că a vrut și că așa a simțit. Da, să ne înțelegem. Și el nu e Miloc după mine. A venit la tine cu Otinichea. Da, cu tinichea. Da. Ai fost încântată când ai văzut că ruginește un pic tinicheaua aia. Da, pentru te-ai că supărat el, pe el. Normal și după aia că m-am a venit supărat și la cu vrăjeala aia că mamă, nu e lanțul meu. Bă, păi normal că m-am supărat față. Pe el din moment ce spune unele lucruri. Mamă, n-are ce să spună. Ce n-are ce lucruri. Să. Ba da, spune lucruri care nu sunt adevărate și tu normal că crezi pe Nicușor, că probabil l-ai învățat tu, probabil că ai fost cu el la cumpărături să ia toate chestiile. Stai cu minte, s-a întâmplat odată, să mergem în taxi cu aceeași mașină. Dar nu înseamnă că am mers cu el. Mergeți cu împreună el. Ieșiți toți, mereu. Mă, dar tu cu cine ești, mă? Cu vrăjelile ce vrăjelile? Auzi, dar tu ești singur în oraș, cine te pozează? Cine îți face chestii? Te pozezi singur? Ai un nu, mă, dar dacă am fost toți acolo și am mers și păi am făcut da, mă, dar tu ai poze. Spus că odată. Tu pui poze în fiecare zi. Deci despre ce vorbim? Păi rog lumea pe stradă să-mi facă o poză. Deci lasă că voi faceți asta, sunteți prieteni. Tu cu Nicolas ești prieten. Deci tu cu Nicolas ești prieten, deci nu mă lua. Aveai grup așa, cu Gianina, cu Adriana, cu cine mai erai? Ce, eu n-am grup cu nimeni. Le-aveai pe astea două, pe pupezele astea două. Eu n-am grup cu nimeni. Eu n-am niciun grup cu nimeni. A plecat Gianina cu cine mai rămâi, doar cu Adriana. Sunt eu singură. Sunt eu singură, n-am nevoie de niciun grup să fac ceva. Și acasă cine te ajută? Cine să mă ajută? Acasă, pe mine? Eu și mintea mea. Eu și mintea mea nu mai ajută nimeni acasă. Bă, tu n-aveai cum să te schimbi 180 de grade, n-aveai cum niciodată în viață. Da, pentru că am văzut cât de fals și cât de răi sunteți toți. Să fii tu aia vocală. A, tu o să te emisiune faci. Sunteți singura reală cum ar veni. Da, sunt reală. Dar când o să-ți faci tu o simplă relație? Că ai spus că ești sătulă să se mai vorbească despre relație. Când o să faci o simplă relație? Păi am o relație, sunt în cunoaștere. Cu cine ești în cunoaștere? Păi în gală ai spus că nu ești în cunoaștere cu el. Acum ai ești în cunoaștere cu el? Da, sunt în cunoaștere cu el. Păi dacă faci... Din gală? Da. Păi în gală ai spus că nu mai ești în cunoaștere, hotărăște. Eram în cunoaștere cu el. Nu erai. Ba da. Ba da. Nu erai. Ba da, eram. Când ai spus că îi dau tinichile înapoi, era clar că nu mai ești cu el în cunoaștere. Păi da, i-le-am dat pentru că el a cerut înapoi. Mamă, da? Ferească Dumnezeu, cine vă mai înțelege pe voi, bă? Da, el a cerut înapoi, normal că le-am dat înapoi. Cine mai? Suntem în cunoaștere. Ferească-mă Dumnezeu. Bă, frate, dacă tot vă împăcați acasă, măcar veniți în emisiune și discutați cum v-ați împăcat acasă. Și tu nu faci același lucru, Scuză-mi pe mine, și nu când vine am încercat, emisiune să spui. Când am încercat să mă împac ne-am băgat cu Adelina, și nu te-am lăsat. Când, păi stai puțin, s-a băgat Alexandru și țipa și făcea ca toți dragi, da? Se băga Mădălin și făcea și ăla ca toți dragi. Și de-aia n-ai putut tu să rezolvi problemele la emisiune și trebuie să vorbești acasă. Uite că așa n-am avut nicio cum să vorbesc. A trebuit să vin în casa fetelor, să o iau în grădină să pot să vorbesc cu ea. Că altfel nu s-a putut, în casa asta nu se poate. Uite, și eu m-am împăcat acasă, că n-am avut loc de voi la gală. Că voi faceți orice prostie, doar ca să nu mai apar eu pe ecran. Începeți să vă certați la mișto și râdeți. Nu începe să vă invitați, cum ați făcut și acum asta o lună de zile când era și ele. Mai mare, asta e problema păi ta cea mai mare. Da, păi pentru că nu mai faci tu pe singur. Cadru, plângi după păi cadru ăla, asta faci, plângi după nu, cadru. Că să cine... pe cadru. Dacă uite nu-mi plăcea să fiu pe cadru, nu mai eram să-ți vreau să fiu pe cadru, uite, vreau să fiu pe cadru. Da, dacă ești pe cadru, fii cu ceva real. Nu te mai folosi de oameni. Tot ce sunt reală, eu nu mă folosesc de oameni ca tine. Nu mai începe să te ceri cu Adelina fals? Nu e fals, eu pe Adelina nu supor nici aici și nici acasă și niciunde. Nu mă cer fals cu ea. Nu mă cer fals cu ea, nu-mi place de ea. O să vezi că o să vină nu-mi Roxana. Nu-mi place de ea. O să vină din urmă. Care capacitate? Așa. Că s-a văzut care capacitate. Și dacă te depășește, o să vezi cum te închizi în tine. Nu mă închid de mine. Stai liniștit. O să vezi. Nu, o să vezi. Stai cu mine, mânzul. Suntem, o să mai vezi tu, mânzule. Stai liniștit. Bine. Să nu veniți să-mi spuneți mie
chestiile astea că ce deja... Ce să spun, să spun ție ceva? Deja sunt sătul dar până peste cap, să-mi aud comentarii de astea. Sunt sătul de tine, sunt sătul de Mădălin, sunt sătul de Alexandru și de Adriana, sunt sătul de toată de Adelina, de Ahmed și de alții, okay, m-am săturat. Ok, cu ce te deranjează pe tine relația mea cu Adriana? Dacă, uite, au fost faze când m-am dus să mă cer cu ea în afară, de a venit domnul Șaxina și mi-a spus că țipam unul la altul în afară și n-am venit să fac un subiect în casă ca să nu fiți voi deranjați. Dar și tot ați fost deranjați. Tot ați venit și ați spus că este sigur fals. Că dacă vorbești în afară știai oricum că vei fi auzit și înăuntru. Da, și că totul se va difuza. Eu știu cu 10 ani înainte ce se întâmplă. Da. Hai mă, Georgiana, hai mă, despre ce vorbim? Adică tu crezi că doar nu știai că dacă te duci afară și vorbești cu ea nu se întâmplă nimic? Actuală, păi mine, tocmai da, că știai că se va întâmpla asta și te-ai dus să vorbești afară ca să pari că tu ești foarte real și că ți-e pasă și că tu nu vrei să deranjezi pe alții. Lasă vrăjala, că știai bine că ai făcut lucrurile astea. Real, recunosc realitatea, nu e că să mă recunoști pe mine dacă nu ești real. Eu sunt cea mai reală. Eu sunt cea mai reală. N-ai tu, nu te duce pe tine capul. Eu și am mai real, așa că nu încerca să o îndroși. Poți tu o relație cu Nicușor? Ai cuvântul, Mădălina. Avem o relație. Suntem în cunoaștere. Poți o relație, nu în cunoaștere. Poți o relație cu Nicușor. Dă-i șansa asta o dată în viață. Crezi? Nu mai profita de oameni, dă-i șansa o dată în viață. Poți o relație cu el, pupă-te cu el, că ai fost, te-ai îmbrăcat în mireasă. Și m-am pupat cu el, da? Te-ai pupat cu el o singură dată. După aia ați vrut să vă scrieți la cuplul lunii. Da, da, și nu ți-era, ne-am înscris. Ți-era frică că o să sară lumea pe tine și o să zică că ești fake. Uite că îmi pare rău că nu m-am înscris, știi? Uite că o să mă înscriu luna viitoare, o să-mi fac relație, o să mă înscriu la cuplul lunii, da, să fac concurență cu tine. Te gândești de pe acum? Da, mă gândesc de pe acum. Eu nu mă înscriu la cuplul lunii, uite, chiar dacă am relații, nu mă înscriu da, la cuplul. Da, stai cu minte, stai cu minte. Pe cine să mă voteze pe mine dacă nimeni nu mă crede? Cine să mă voteze? Toată lumea, toată gașca ta, de fapt, băieții care se înțelegi bine în afară, taci în gură, cu care iubește să facă și să se ia de tine și de relația ta. Ce m-am luat eu după Mădălin? Eu nu am ce să mă văd de la din gală, când a fost scoasă în fața Adriana. Dar eu n-am vorbit cu nimeni să fie scoasă în față. Ba da. Cu cine am vorbit? Pentru că a fost o strategie. E clar că a fost o strategie ca ea să fie scoasă. Cu ce mă deranja pe mine? Eu știam că băieții se lăudau și vorbeau pe acolo prin băi că votează Ana. Eu nu aveam de să știu. Eu am votat ce am vrut eu. Eu am vrut să voteze Adriana că e pe ei. Înțelegi? Ea e cu Jadorașul ei. Nu cu Alexandru. Tu, de la tine pornesc toate strategiile. Când tu spui, hai să protejăm pe nu știu cine, gata, toți ascultă de tine. Ideile de nu la furi ideile, dar se vede, se vede. Dar tu crezi că eu n-am fost la gala acolo și n-am văzut? Tu stai ca o cucuvea în spate, așa, și stau analizezi și mă uit, așa nu? Fiecare ce vorbește și după aia vii și le spui. Înseamnă că pentru nu că ești stau tu. Și mă uit, ba da, sunt eu. Crezi că dacă tu ai spus, hai să votăm pe nu știu cine, am trebuit să aud din altă parte? Crezi că nu pot să văd să-mi dau seama? Sunt curios, cine a votat. Nu știu, pentru că eu nu-l întreb pe Nicușor pe cine votează. Pe cine, auzi, pe cine l-ai învățat tu, probabil, că... Nu m-am învățat pe nimeni, dar sunt curios că au fost patru voturi și nu știu cine a votat. Tu le bagi idei la toți și ei cum vor să se ridice, ei vor să se ridice pe lângă tine. Ba da, lasă. Am cărat mulți în spate. Și vor să se ridice pe lângă tine și tu le spui idei, tu le spui să dea în relația ta, tu le spui să facă toate lucrurile astea, pentru că ție îți convine că așa apar iarăși pe ecran și așa iarăși. Dacă le dădeam să se dea în relația mea, da? De ce de la un timp nu le dau curs și le zic, hai mă, nu te mai băga? Hai mă, lasă-mă, Lucodrus, pace. Cum îi faci? Tot timpul vine și te bagă și tot timpul vine și spune ceva. Am avut o ieșire nervoasă la desa lui Nicușor, tot pe tema asta, că nu mă lăsa să lămuresc, înțelegi? Dacă da, era într-adevăr văzut, așa, mă rog, nu știu puteam de... să-i dau curs lui Nicușor să vorbesc cu el, să o lălăi și să dau dintr-una într-alta. Cât de real a fost ieșirea aia ta, sincer? Pe bune, risc să iau cartonașe pe ieșirile mele și să-mi zici mie că n-a fost... una prea reală. No, dar și trebuia să faci, dau în el? Nu se dai în el, dar nu a fost așa, mie nu mi s-a părut nimic real. Bine, la tine oricum nu e nimic real. Înțelegi? Din ce fac eu nu e nimic real. Dar da, faptul așa că și te duci, așa te și duci din ce și fac cer... eu pentru tine nu se te pare nimic real. Tocmai, păi de ce ai întrebat cu mine? Am întrebat. De ce nu ai cerut geacă în casă? Să vadă lumea. Bă, nu ajung în bazar, da? Dă-mă și mie, iam și mie o geacă și îți dau bani. De ce a trebuit să-i spui în mediul online că iei geacă? De ce? De ce să-i spun în casă? Pentru că trăiești în casă, stai 12 ore în casă. De ce să-i spun în casă pentru un lucru personal pe care mi-l doream? Tocmai pentru din cauza asta nu i-am spus în casă ca să, nu, ce se întâmplă. Ca să nu se ajungă la așa ceva. Dacă nu te văd oamenii, că vorbești cu el. Așa ceva. Păi nu, și ai venit tu să mă faci de râs și să mă faci și în toate felurile de la faza cu geaca. Eu nu am vrut să aduc chestia asta în emisiune, tocmai din cauza ta. În casă oamenii vor să știe ce se întâmplă. Bă, uite, că ai nevoie de ceva. Că uite, na, că vorbești cu Nicușor. Mulțumesc, Radu, că din cauza ta s-a aflat tot. Scuză-mă pe mine, am venit să scot în față dacă am auzit și prostul s-a lăudat. Am venit și să spun care e cumplă. Ți-a spus special treaba asta pentru... Ți-a spus în casă, mie nu spune în afară cum ziceți voi. Dacă era ceva, venea în pauză, el venea pauză și îmi spunea. Să spui tu chestia asta și de-aia ți-a și spus-o, da? Despre ce și e vina mea că am adus-o? Da, pentru că nu trebuia să spui lucrurile astea. Mi s-a părut pentru mine, a fost interesant. Și a fost atât de interesant. A fost interesant să scoți în evidență faptul că eu aș fi materialistă. Tu asta ai vrut să faci și să mă ataci tot pe mine din nou, că ai ceva personal cu mine, se pare. Faptul că îi ceri o geacă și nu mai vrei să-i dai banii, da, ești materialistă, că nu o să mai nimic, că venea să-i dai normal banii, că Nicușor, că niciodată în viață nu vrei să-i dai banii. Amă, lasă-mă, că ai vrut să profiți de el,
În cazul în care nu-ți dă geacă, uite, ai ieșit subiect fix ce ți-a dorit. Dacă ieși geacă, ieși și cu geacă, nu mai aveai... Dar veneam și cu emisiune, ca să se vadă. Pierdei, să... pierdei un subiect, ce aia eu nu am ce să pierd. Bă, vă dați viață. Subiect. Eu vă dați nu viață am ce... să fiți pe nu. Televizor. Mai mult decât tine nu-mi dau viața să nu, eu îmi dau doar interesul și îmi dau doar cu părerea. Voi nu vă dați... Și eu îmi dau cu părerea. Ba da, îmi dau cu părerea despre tot ce nu-mi convine. Nu, nu e adevărat. Ba, ai început să-i dai nu curs. Nu e adevărat. Ai să-i dai curs fix lui Mădălin. Eu nu spun să nu-i dai, dar ai să-i dai păi curs fix lui Mădălin. Păi asta te deranjează, Radu. Nu. Ba da, te deranjează că Mădălin îți ia fața și te deranjează că-i dau cursul. Cu ce îmi ia fața? Că doarme în emisiune? Nu, nu doarme tot timpul. Credem că nu poate să-mi ia fața când doarme în emisiune. Dacă se chinuie... Nici dacă se chinuie 3 vieți, nu o să-mi ia fața, credem. Ba da, dacă se chinuie, va reuși. Bă, dacă n-aveam încredere în mine, va reuși. Nu mai ajungeam unde eram, fără încredere. Fără încredere nu. Dar știu ce pot, știu ce pot oamenii de acasă și nu există om să mă ia pe mine. Da, ai început să-i dai curs. Stai cu minte că nu ești tu cel mai șmecher și cel mai, nu știu, cel mai deștept din toată emisiunea asta. Îl suporți vreo secundă pe Mădălin? Nu. Și atunci? Bă, dacă nu suporți o persoană, nu-i dai curs. Din moment ce el mă atacă și el îmi spune anumite chestii, eu nu pot să-l las și lumea să creadă tot ce spune Mădălin. Aici se vede, nu există. Că vă atacați doar ca să fiți pe ecran amândoi. Nu, nu, să fiți două pupese de alea care se ceartă. Dacă spune ceva despre tine. Păi dacă a venit și spunea de 1000 de ori, mamă, strategii împotriva mea, mamă, mă placi, mamă, e geloasă. Dar tu taci din gură când el se ia de tine? Nu, nu taci. De multe ori, cred că vreo săptămână am tăcut și n-am vrut să-i dau curs pentru că știam ce caută. Și eu știu ce caută, știi și tu ce caută, dar tu îi dai curs, eu nu-i dau curs. Eu, dacă îi dau curs, eu îi răspund pentru că el mă atacă. Dar și nu vreau să lumea să creadă că e așa cum spune el, dacă eu nu-i răspund. Da, deci mă, nu da. Că da, mă, da, că știi prea bine că așa e și tu îi dai același curs. Nu mă dau curs la nimeni, eu am venit aici să fac o relație. Ai venit aici să fi... da. Da, am venit să fac o relație, normal. Ți-a mai spus de-aia te dai tu la toate fetele că vrei să-ți faci o relație, nu? Cum? De-aia te dai la toate fetele că vrei să-ți faci o relație. Bă, și dacă m-aș fi dat, nu e problema ta? Bă, da, uite că e problema mea. Dacă Adelina, pentru că tu nu demonstrezi nicio puterea dragostei, tu nu demonstrezi puterea dragostei. Sunt singur care demonstrează puterea dragostei. Sunt singur care demonstrează puterea dragostei, îmi pare rău. Prin ce demonstrezi tu? Prin tot ce faci? Uite, prin faptul că mă cert și mă împac de un milion de ori cu ea, că avem putere să trecem peste și putem să reparăm ceva. Uite, poate greșelile astea nu se mai fac. Demonstrezi așa ceva. Dacă voi ați venit aici și a spus că mama Adelina e cârpa mea, mamă, te folosești de ea, mamă, uite în ce posturi le pui. Nu, singura postură în care, în care se pune, voi le puneți, nu vă puneți pe ea. Voi când veniți de și spuneți, uite-l pe Radu ce face aia, uite-l pe Radu ce face aia, uite-l pe Radu ce face aia. Atunci o puneți pe ea într-o postură proastă. Păi da, că ea nu se pune. Asta faptul faci că vine după mine, asta faci nu, tu. Faptul că vine după mine fata aia, înseamnă că simte să vină după mine. Uite, pentru mine, fata aia a demonstrat puterea dragostei. Și nu spuneți voi mie că Adelina n-a demonstrat puterea dragostei. N-ai demonstrat nimic, nici tu și nici ea, nicio putere dragostei. Tu ai făcut gesturile astea. Dacă ai fost cu orice băiat, hai să nu zicem Nicușor, că aia e o poveste inventată. Nu e nicio poveste inventată, cu alt nu băiat, dacă erai cu alt băiat, da? Ai fi făcut chestia asta? Să demonstrezi puterea dragostei, să mă cer ca să tine. Vii după un băiat, să tragi de el, să-i accepti o grămadă de chestii. Ai nu. Făcut chestia asta? Nu. Pentru că nu din moment ce el greșește nimic. Atât de mult, păi nu există așa uite, ceva, eu m-am păcat și m-am certat de 100 de ori că simt ceva. Că dacă simți, nu simți, nu mai simți nevoia să-ți mai faci niște materiale astea. Nu am nevoie de materiale. Bă, că știi prea bine că așa e. Eu nu aș putea să accept tot ce faci cu ei. Două săptămâni n-ați mai comentat de mine și de Adelina și că nu m-ați mai zis nimic. Nu am mai zis nimic, am mereu m-am citat cu ea și n-ați intervenit și n-am nevoie să interveniți. Și dintr-o dată ne-am faptul trezit. Că sunteți frustrați nu și interveniți, că nu vreți voi, că mamă, mai vorbesc eu de Adelina și de Radu, mamă, nu știu ce. Păi deja vă dăm prea multă importanță, sincer îți dau prea multă importanță, să vorbesc de tine, pentru ce? Dau singur, importanța mi-o dau singur, nu puteți să-mi dați voi, poți să-mi iau alții, singur. Ți-o dau alții, că stau și se bagă peste tot la tine, ba da. Bă, aici, facem alt. O să stau eu liniștit și încerc să nu mai mă cer cu Adelina și dacă o să fie o ceartă. O să evit, o să vă las pe voi să faceți vrăjelile voastre. Nu, noi n-am vrăjeli. Dar să vedeți când o să încep să comentez eu, că eu n-am treabă să vă dau valoare, să nu vă dau. Tu oricum te bați să comentezi peste tot și că te interesează și când te interesează așa. Că nu spune mie că eu spasă și tu ești real, da? Chiar dacă faceți lucruri care mi se pare mie fake și voi le faceți reale, bă, dar din perspectiva mea mi se par fake, uite eu să comentez. Uite că și din perspectiva mea ce faci tu nu e real. Asta e problema, eu nu mă pot să comentez de voi. Nici eu, o să comentez de tine. V-ați abținut 3 luni de zile să vorbiți despre mine. Așa, acum ne-am trezit să vorbim despre tine. Ați început să mă dați la o parte ca să poată, poate ieșiți voi în evidență. De asta, te doare că te dăm la o parte. Bă, sincer, mă doare, eu n-am dat pe nimeni la o parte. Eu am vorbit cu toată lumea, chiar dacă m-a enervat, chiar dacă m-a enervat, eu am vorbit cu toată lumea. Spre deosebire de voi că sunteți frustrați. Sunteți frustrați, dar cine toată frustrat? Casa este frustrată. De ce toată frustrată? Casa este frustrată că este favorit. Toată casa este frustrată. Da, poate că ar trebui să mai iasă și altcineva, să-ți ia locul. Mă, să-mi ia mie locul? E da. Greu să-mi ia mie locul. Nu e greu. Nu e deloc greu. Bă, Doamne ajută! Nu e greu. Să câștigi și tu. Nu e greu. Să câștigi și tu,
că eu n-am treabă să câștig numai eu. Da, într-adevăr. Da, da, nu-mi place să pierd. Crede-mă că dacă eu aș câștiga vreodată sau orice altă fată, tu ai nebunii. Dacă ar câștiga, de exemplu, aș fi nebunii. M-aș bucura pentru tine, te-aș aplauda, ți-aș strânge mâna, bravo, da, Georgiana, da, ai fost mai votată ca mine. De-aia te strâng de fiecare dată când auzi numele meu, nu? Nu, faptul că îmi doresc să iasă Adelina, că e cu mine, într-o și relație. Și comentez de fiecare dată și nimic nu-ți convine să spui că tu te bucuri pentru mine. Și de ce spui că te-ai bucurat pentru mine? Că aplaud, că ești fals, înseamnă că tu nu te bucuri și aplaudat din, doar... Te-aș aplauda din omenie, bravo ție că ai câștigat, că nu pot să dau cu prieteni tine că ai câștigat. N-aș putea să fac chestia asta. Eu sunt așa, dacă câștigi, câștigi, dacă pierzi, pierzi. Mie nu-mi place, eu stai aici să câștig, mi-mi place să câștig. Nu-mi place să pierd. Da, uite, pare că și mie îmi place să câștig. Și da, nu vreau să pierd. Niciodată. Ba da, o să dacă câștig. O să te pui pe picioarele tale. O să câștig. Ascultă, crede-mă. Îți dau cel mai bun sfat. Nu nevoie de sfaturi de la tine, că nu ți le-am cerut. Picioarele tale. Și o să fii reală. Și o să te vadă lumea când cer ceva. Mă, cu Nicușor. Cu Nicușor. Păi tocmai că încerc, nu vezi? Tu chiar nu vezi, nu? Și nu încep. Unde, pe afară, când vrei să vedeți? Nu, înăuntru. În emisiune. Ți-a părut rău că nu te duci cu fetele, ți-a părut rău că nu te duci cu fetele în bazar, că voi este vezi cu el, că ai plănuit de acasă. Că voiam să mă văd cu el. Ai plănuit de acasă să te vezi cu el. Despre ce vorbim? Despre tu de unde auzi, băi, băiatule, toate lucrurile astea? Tu crezi că eu dacă mergeam, tu crezi că dacă mergeam cu fetele, făceam chestia asta? Știi foarte bine că atunci noi când mergem în bazar sau în orice alt loc, noi mergem cu cineva. Da, mergem însoțite. Nu știu dacă e bine, dar ai venit tu cu ideile astea. Îți dau mai multe detalii dacă vrei. De unde ai venit tu cu ideile astea? Nu știu dacă e bine să-ți dau numele. Se pare cunoscut numele? Sincer, nu. Nu știu ce e asta. Rocafene, să vă vedeți la restaurantul la care are și hotel, să întrețineți chestii, trestii. A, deci tu ai mai fost acolo, deci știi numele ăsta, nu? Omule, am, păi aflat, atunci... am aflat de conversația eu voastră. Eu nu știu ce e asta. Am primit screen-uri cu conversația voastră. De la cine voastră? Ai primit cu screen-uri? De la cine, păi am primit screen-uri? Păi tocmai că de la el ai fi putut, păi să primești screen-uri care prostul, nu sunt adevărate, deci nu mă pune pe mine la încercare. Prostul când face ceva, se laudă la lume. Nu, el dacă face ceva, își reție părerea că el fără tine nu poate să facă. Trebuia să o vedeți, nu? Nu, nu trebuia să ne vedem. Bă, mă lăsați, mă. Nu trebuia să ne vedem. Vreți să faceți dragoste în afară și în casă să fiți mamă? Eu mă cer cu Nicușor, suntem în cunoaștere, nu mai suntem în cunoaștere. În casă, în afară nu se întâmplă absolut nimic și tu știi foarte bine chestia asta și ai venit să aduci lucrurile. Sunt curios. Lucruri care nu sunt reale, doar să mă atași pe mine. Cum faci de obicei? Dar bine, ce câștig eu dacă veneam cu invenția asta? Ce câștig am? Vreau să văd, când o să termină, vreau să văd. Dar nu am eu, de ce să-ți arăt ție? Păi am, dar nu vreau să-ți arăt ție. Păi dar după aia o să vezi de la cine am primit-o. Păi de la cine ai fi putut să primești? De la cine ai fi putut să primești? Prefer să fie anonim. De la cine ai fi putut să primești, în afară de... Treaba mea, de la cine am primit. De fapt, nu. N-ai fi avut ce să primești pentru că nimic nu e real. Toate chestiile sunt inventate de tine. Vorbea cu tine și cu Gianina în același timp. V-ați sunat, pe video call, erai cu Gianina în cameră, bă, chestiile astea le știu. Nu ne-am sunat pe video call, nu ne-am sunat niciodată. Hai să fac un triunghi, să facem triunghi un triunghi toți trei. Nu neapărat triunghi amoros, un triunghi de materiale, ne-am de vrăjel, de chestii noi, de astea. Cred că ne-am gândit vreo două luni înainte să facem chestia asta. Da, ai Nicușor, dă-i și stânga și... Păi ce femeie, fii atentă, dacă Nicușor a venit în gală. Bă, de unde știi tu că am vorbit noi pe cameră? Nu există așa ceva, nu am vorbit cu el, cu Gianina pe cameră și nici fără Gianina. A venit în gală și a spus, eu vreau să lupt pentru două femei, mie îmi plac două femei. Tu ca femeie, că demnitate, tu ai demnitate, dar tu ca femeie, cum poți să accepti chestiile astea? Să spună un bărbat că vreau să lupt pentru două femei. Și tu să zici acum, mamă, sunt în cunoaștere cu Nicușor, da, cum poți să accepti? Da, sunt în cunoaștere cu el, să lupte. Păi dacă omul ăsta vrea să lupte pentru două femei, una a plecat, tu ești luată de rezervă, înțelegi? Eu nu sunt luată de rezervă, nu am fost niciodată și nu sunt luată de rezervă. Nu aveți demnitate de femei, sunt ba, de zero. Ba da, crede-mă că am mai multă demnitate. Zero. Nu, în nu momentul care o femeie nu acceptă zero, ca un bărbat să demnitate. Spună vreau să lupt pentru două, pentru două femei și să se ducă cu niște flori, cu o serenadă, cu niște tinichele la gât și să accepte, să facă ceva, unul la mână, ești după bani, doi la mână, ești doar pentru show, trei la mână, ai demnitate de căcat, scuză-mi pe mine, ai demnitate zero. Nu am demnitate zero. Nu doar pentru show, pentru că eu sunt reală în comparație cu tine și în comparație cu alte persoane din această emisiune și da, îmi plac banii, cui nu-i plac banii. Despre ce vorbim? Ție îți plac banii? Ești primul care zice da, așa că nu te uita mai și... mult îmi place dragostea decât bani. Da, sunt da, convins. Prefer să fiu, să fiu sărac, să stau cu o fată și să da, fiu sărac. Da, tu te crezi? Tu te crezi? Ce spui da, așa? Cred. Mă cred, de ce să nu mă cred? Prefer să, fiu, cred. Prefer să fiu sărac, să acolo în banca mea, da. Dar să am o iubită care să mă iubească pe mine. Decât să fiu putere prefer de bogat dragoste, și să fiu ca voi doi, ca tine și ca Nicușor. Că ăla plânge după top, tu plângi după ce? Eu după ce plâng? Eu plâng după ce? Da, păi cred că asta e dacă ai spus îmi plac banii, dacă ai spus îmi plac banii, ce înseamnă asta? Că plângi după top. Mie nu-mi plac banii. Nu, nu-ți plac banii. Sunt bucuros, dacă îmi vin, sunt bucuros dacă fac ceva. Nu-ți plac banii, nu? Nu-mi plac banii, mie îmi place dragostea. Cred că dacă cineva ți-ar lua cecul, tu ai nebunit. Te-ai spânzurat. Bine, hai să lăsăm toate discuțiile astea, că am venit aici totuși să mâncăm, înțelegi? Dar înainte să mâncăm, vreau să lăsăm toate chestiile astea, toate vrăjelile astea pe care le-ai spus tu acum, că toate sunt niște invenții și aberații. Nu e nici o vrăjeală și nici o aberație. Fii atent aici. Vreau, măcar astăzi,
mâine poți să faci ce vrei tu, mâine poți să zici ce vrei tu, dar vreau astăzi, dacă te ține, să jucăm un joculeț, dacă te ține. Și despre ce e vorba? Uite, nu știu, mă gândesc să... Na, dacă tot îți place ce ți-am adus aici, toată mâncarea da, asta... Ai da, ai plătit totul cumva, că la da, ce zgârșit ești, nu cred că ai dat aici un ban. Dacă îți place chestia asta, vreau să jucăm un joc, o provocare. Vreau dacă să tu ghicești, ce. Dacă tu ghicești, în ce mână am eu? Un bănuț, da? Nu ai niciun bănuț. Îmi pun... Păi stai un pic, că l-am. O, oh, așteaptă, fii atent, că ți-l arăt. Fii atent. Ăsta-i banul, da? Așa. Dacă eu am, dacă și tu dacă ghicești, dacă tu ghicești în ce mână am eu ăsta, da? Eu îmi iau varza asta și mi-o pun în cap. Dacă tu ghicești, ți-o pui tu. Nu. Hai, mă! Dar nu-mi pun varza în cap, ești nebun. Atunci, stai așa să mă gândesc ce să-ți dau, ce să-ți dau. Dar de ce să vă accepte provocarea asta de la tine? Nu înțeleg. Fii atent. Dacă eu câștig, fac ce vreau eu. Acum aia este, prost consecințele. Dacă eu tu câștigi, nu vreau îmi iau varză, îmi iau varză și mi-o pun în cap. Merge? Da. Merge, da? Da, fără deci nu lăsa banul acolo, trebuie să fie. Păi așteaptă. Așteaptă, că nu știu în ce mână. Deci nu-l băga în... Îți arăt planta după aia unde am bani, să nu zici că trișez. Păi mă aștept din partea ta să trișezi. Dar ce tot mai faci? Uita. Ba da, mă uit. Faci tu vreo șmecherie, ca de obicei. Hai, să te văd. Hai! În nicio mână. Hai nu-l ai, nu-l ai, aici. Păi hai, atinge. Acolo. Unde? Acolo. Pune mâna. Nu, acolo. Pune mâna. Acolo. Pune mâna. Nu vreau. De să te văd. Bravo. Hai, încă o dată, mai vreau o dată. Mai vreau o dată. De încă ce dată mai vrei încă o dată? Încă o dată, trebuie să spun și ție. Nu, stai așa. Ce să-mi pui, eu nu-mi pun nimic în cap. Hai, să fie clar. Încă o dată, ultim. Mamă, nu cred așa ceva, Doamne! Mi-ar cap al dracu. Încă o dată, nu mă las, nu, o dată și gata, ultim. Nu, că nu mă las până nu-ți fac și eu ceva. Dar n-ai ce să-mi faci, dar nu-mi torc ceva în cap. No, nu cred așa ceva, bă, trișează, spune cineva, bă, care-i spuneți, fratele meu? Hai, toarnă-ți Dumnezeu. Tot ce e aici. Rească-mă, Dumnezeu. Stai așa, îmi pun asta așa pe față. Încă o dată. Hai, Radu. Stai. Ăsta, toarnă-l în cap. Nu. Hai să jucăm păsuc în cap. Nu. Hai să jucăm păsuc în cap. Nu, toarnă-ți altceva în cap. Da, nu cred așa ceva, mergească-mă, Dumnezeu! Mai mă joc! Hai, toarnă ceva în cap, toarnă-ți de aici ceva. Miere, uite, miere, poți să spui miere în cap. Da. N-ai tupeu. Microfonul. Păi l-am aici. Stai așa, aștept. Mamă, hai cum merg topul, drag. Vai, nu pot să-ți fac o poză, să te văd cum îți torni sucul. Hai, noroc! Mamă! Gata, acum, hai că ai pierdut, oricum ai luat bătaie, bravo! Dați-mi cervețele!